Dragi telespectatori, ne revedem la emisiunea Sănătate și Vindecare, emisiune care vă oferă resurse pentru o viață, un stil de viață cât mai sănătos, pentru a cultiva starea de bine, împreună cu diferiți experți din zona medicală, psihologică, terapeuți, consilieri, coach, care să vă ajute să trăiți cât mai bine, cât mai armonios, cât mai în echilibru, minte, corp și spirit. Îl avem alături de noi pe Paul Gheorghe, trainer Dancing Chi și activarea vocii sacre. Bine ai venit, Paul! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Cristina, și mulțumesc foarte mult de invitație! Paul a creat niște metode inovatoare bazate pe multi studii și pe o practică mai întâi clasică a ceea ce înseamnă educația fizică, apoi a studiat practici spirituale și acum le îmbină cu succes pe amândouă, îmbină mișcarea fizică cu mișcarea spiritului. Și aflăm care sunt aceste metode prin care el ne învață să ne creștem starea de bine și să ajungem la stări cât mai înalte de conștiință. Paul, ai cuvântul dacă vrei să începi să ne spui câte ceva despre parcursul tău, cum ai ajuns aici unde ești în prezent. Ok. Ai uitat să spui că sunt și autor. Okay. Am adus și două cărți. Ajungem și la asta. Așa. Traseul a fost foarte, să zic așa, a fost un traseu aplicativ, dacă pot să-l numesc. De ce? Pentru că a trebuit să trec prin metoda clasică, prin mișcările clasice, prin exercițiile fizice și așa mai departe, după care am simțit că parcă nu-i de ajuns. Că spui că exerciții fizice, te referi la ce ai studiat și în facultate și ulterior, apropo de sport și kinetoterapie și lucruri de genul ăsta? Da, da. Plus că am făcut și sport de performanță și am văzut acolo ce înseamnă disciplina aia, să zic așa, obsesivă la un moment dat. Ce se întâmplă când mișcarea e dusă prea mult înspre succesul aflămând, înspre vibrația aflămândă în care vrei să obții ceva, corpul nu-l mai onorezi. Începe să devină sclavul tău, începe să devină doar așa o unealtă. Ei, în momentul în care treci de mișcarea asta fugitivă a minții, care o transpui prin mișcare, prin fizic, după un timp ajungi să înțelegi că stai puțin așa, dar cu spiritul ce fac? Cu vibrația, cu sufletul, cum îl manifest și fizic, da? Așa că după acest traseu aplicativ al facultății de sport, competiții, diferite activități, diferite, să zic așa, plecări prin țară, prin afară, prin Bali, prin Grecia. Pelerinaje, retreat. Da, da. Am zis, stai așa puțin că tot ce am luat a fost, din exterior. Din exterior tot timpul am zis, dar ce răsare din interior? Ce răsare de acolo, din spațiul al ființei? Ce se întâmplă? Ce e acolo? Ei, și după o plecare în Paris, unde toți făceau acolo în parcuri, făceau diferiți oameni, făceau tai chi, qigong, erau parcurile pline. Am zis, stai puțin așa, hai să vedem ce putem să... cum pot îmbina toată experiența asta într-un concept nou, dar care să izvorască și din propria mea ființă. Și a luat naștere acest Dancing Chi Yoga, de care ai și vorbit, și activarea vocii sacre, pentru că se îmbină foarte bine corpul, mișcarea vibrațională, cu spiritul, cu vocea. Practic ele sunt mână în mână, dacă stai să te uiți atent. Pentru că atunci când inima îți dansează și corpul începe să se miște, dar e o reflexie a spiritului, e o reflexie a vibrației. Noi acum suntem prinși așa puțin, majoritatea în mintea asta
Și uite că prin acest concept reușim de fapt să transcendem mintea și să intrăm în conexiunea cu sinele înalt, cu sinele divin, cu spiritul. Și tot cu ocazia asta reușim să ne purificăm practic. Să purificăm ce? Mintea, să purificăm inima, emoțiile, da? Pentru că le transcendem prin corp. Prin ce? Prin mișcare. Așa că am reușit să aduc acest concept de, cred că 2 ani de zile are, e nou, e tânăr, e proaspăt, așa că pregătiți-vă să vedeți parcurile și natura plină de astfel de momente în care oamenii încep să se miște dintr-un alt spațiu. Nu 1, 2, 3 hâști, haști, da? Adică din mintea aceea care comandă, din mintea aceea care te supune, ci din spațiul spiritului care începe să se manifeste vizibil prin voce, prin mișcare, prin grație, prin înălțare și așa mai departe. Deci e ceva, eu mă bucur foarte mult că l-am creat și repet, e încă la început, se creează noi structuri și ce e foarte interesant, Cristina, e că în momentul în care se întâlnește un grup de oameni, se nasc efectiv structuri noi în cadrul respectiv și asta e foarte frumos. Deci lasă loc de alte noi structuri. Chiar ceea ce îmi spui mi-amintește de un moment în care am așteptat o prietenă în afara unei săli de gimnastică care avea pereții transparenți. Uh-huh. Și poate ați trăit asta sau poate ați văzut într-un film 20, 30, oricum un grup mare de persoane, toți pe niște biciclete, toți făcând aceleași mișcări, ca niște roboței încadrați foarte rapid, foarte alert, totul foarte mental, dirijat de o muzică draconică eventual din spate, care să-i țină antrenați așa ca pe niște soldăței să facă automat și total rupți cumva de inima lor, de conștiința lor, doar mișcare, cât mai alertă, cât mai dinamică, dar lipsită de această consonanță, pe aceste paliere mental, emoțional, fizic, deci în conexiune, ceea ce își propune Paul și își dorește prin aceste metode noi și revoluționare să trezească spiritul, conștiința, astfel încât să avem armonie pe toate palierele ființei și să ieșim din acest mod automat de funcționare, din acest mod hiperprogramat în care am fost condiționați de copii și asta ne împiedică să fim cu adevărat sănătoși și în armonie și echilibru. Mm-hmm. Ce ne mai poți spune pe tema asta? În primul rând, acest concept e pentru fiecare. Adică oricine poate să facă dancing yoga. Oricine care merge în interiorul ființei poate să trezească acolo, să-și trezească acel chi, acea energie din ființă și să-și creeze noi structuri, structurile lui proprii, deci cum iese natural, da? E frumos atunci când ai spațiu potrivit în care ființa se poate înflori colectiv, dar e frumos și când stai acasă și faci anumite tehnici pe care o să și le arăt când va fi cazul. Ce are de fapt dancing chi yoga are, cu ce mai lucrează? Cu intenția. Lucrează foarte mult cu afirmațiile. Deci putem atunci când aducem, să spunem, dau un exemplu, când ducem palma spre stânga și creăm o structură, da? O structură normală, da? Dau un exemplu, cea mai simplă mișcare, da? În timp ce efectiv acum ridic această mână, deci eu pot să ridic mâna așa și să nu fiu conștient de ea, n-am nicio intenție, da, cadrul minții, sau pot efectiv în momentul în care aduc această mână să am atenția și să fiu conștient și să pun o intenție ca fie ca inima să se deschidă, fie ca inima să înflorească și efectiv această vibrație să o simt și în palmă. Cu ce mai lucrează dancing yoga? Cu Duhul Sfânt, cu energia aceasta
strălucitoare, frumoasă, înaltă. Pentru că atunci când energia curge prin toate cele, prin canale, începe efectiv, începem să o simțim și în palme, deasupra, în inimă. Și noi nu facem decât să, da? Să creăm, să pictăm cu Duhul Sfânt energie, da? Pe partea stângă aduc intenție, pe partea dreaptă aduc intenție, da? Sau pot să zic și afirmația, fie ca inima să se deschidă spațiul, activarea vocii, da? Fie ca inima să se deschidă, da? Și vin foarte frumos, cu atenția pe palmă și o aduc înapoi. Am dat cel mai simplu exemplu, dar asta e foarte, foarte deep. Dacă lucrăm cu fiecare și în colectiv, dacă lucrăm cu intenție, afirmație, conexiune, cu elementele pământ și așa mai departe, cu toate elementele, reușim să ne înălțăm spre o altă dimensiune. De fapt, să ne acordăm la dimensiunile, la frecvențele care deja străbat pământul foarte puternic. Nu putem sta tot timpul în aceleași repetitive mecanisme care nu mai putem, nu mai merge și simțim asta, dar cum? Suferința ne spune corpul, ne dă semnale pe corp, da, lombarul, cervicalul începe să nu se mai miște cum trebuie. Sau mintea începe să o ia pe toate cărările. Noi acum, prin acest concept, reușim să ce? Să aducem, să ne acordăm la aceste frecvențe înalte, la aceste frecvențe din spirit, din aceste frecvențe care străbat puternic, cum spuneam, pământul, care străbat foarte puternic pământul în lung și în lat, să zic așa. Noi doar ne acordăm la aceste frecvențe și lăsăm acest Duh Sfânt de care vorbeam să curețe mentalul în care ne-am închistat, să curețe inima pline cu emoții și tot felul de atașamente. Îi permitem Duhul Sfânt, energie primordială, să curețe ființa și stringurile care ne țin acolo atașați de anumiți oameni, de anumite situații, de anumite joburi. Efectiv a venit momentul și un moment foarte măreț acum, pentru că e din ce în ce mai bate așa la ușa, spune: hei, nu mai merge, gata, vechea matrice începe să se ducă, nu mai merge, nu mai funcționează. Și începe mult mai puternic spiritul să se manifeste. Iar noi, cu cât ne acordăm mai puternic la aceste frecvențe, la aceste înălțimi de spirit, cu atât viziunea noastră asupra vieții este alta. Pentru că se schimbă modul de a privi lucrurile. Auzim altfel lucrurile, pentru că începem să auzim cu adevărat, începem să simțim prin palme cu adevărat ceea ce se întâmplă în ființa noastră, ceea ce se întâmplă în exterior. Practic ieșim din această matrice a minții și reușim să ne împământăm într-o realitate divină, într-o realitate înaltă, precum în cer, așa și pe pământ. Dacă în prima emisiune am vorbit foarte mult despre creier, despre fiziologia corpului și interacțiunea cu nivelul psihologic și această relație între minte, emoție și corp, acum deja aducem în prim plan noțiunea de spirit, de energie și de la corpul fizic și structurile mentale și neuronale și fiziologia despre care am vorbit. Ne referim acum și la corpul energetic, la meridiane energetice sau acele intersecții principale ale lor, care mai poartă și denumirea de chakra, aceste porți de energie din corp, cărora li se adresează aceste metode care se bazează pe tradiții și practici străvechi, dar pe care Paul a reușit să le îmbine într-o manieră personală, adaptată, modernă, potrivită cu stilul de viață actual, occidental, o metodă care ne ajută să intrăm în armonie cu noi înșine la cel mai profund nivel și să facem trecerea de la această funcționare pe frecvența beta a creierului, în care frecvențele neuronale au o vibrație mai scăzută, la alfa, care este acea stare de meditație, contemplare, rugăciune, starea conștiinței de dinainte de a dormi, mergând către frecvențe și mai înalte ale creierului, teta, gamma
Și este încă o metodă revoluționară care să ne ajute să accesăm aceste stări, care de obicei sunt specifice somnului, în starea de conștiință normală. Deci să ajungem să dezvoltăm în noi aceste frecvențe cerebrale mult mai înalte, mai ridicate, în stare de veghe, în starea de conștiință obișnuită. Deci niște practici foarte utile, foarte benefice pentru sănătatea atât fizică, mentală, cât și spirituală. Mai în detaliu, să ne spui ce pot face telespectatorii noștri, ei la ei acasă, ca să acceseze aceste stări, aceste vibrații. Foarte, mă bucur de întrebare, chiar mă gândeam acum. Primul lucru pe care fiecare om, fiecare ființă, ce ar trebui să facă, în primul rând, să-și aducă atenția în spațiul spiritului. Chiar și acum, împreună, stați în fotoliu sau oriunde sunteți, să ne aducem atenția în spațiul spiritului câteva secunde, în spațiul inimii. Și chiar dacă trec anumite gânduri, le lăsăm să se dizolve. Ce e foarte important e că acolo unde e atenția noastră, acolo curge și energia noastră. Deci dacă eu am atenția pe spirit, acesta începe să crească, începe să înflorească, începe să vibreze, da? Începe să se trezească, începe mai mult și mai mult să fie. Ei, cu cât păstrăm atenția în inimă, cu atât reușim să ducem mintea la tăcere. Deci mintea ușor, ușor începe să tacă. Când mintea tace, ce se întâmplă? O vibrație, după cum spuneam, străbate câmpul mental. Lăsăm să curgă. Haideți încă ceva, haideți să închidem ochii. Chiar închideți ochii unde sunteți și doar auziți cuvintele și lăsați aceste cuvinte să ajungă în ființă. Să lăsăm mintea, să lăsăm inima și să lăsăm acest flux de energie să curgă în corpul nostru, după cum spunea și Cristina, în corpul nostru energetic. Nu încercați, nu vă străduiți, doar auziți bătăile, respirația. Doar auziți, simțiți-vă corpul. Și, na, este normal la început, poate că al nostru corp nu e obișnuit, sau mintea nu e obișnuită, sau inima nu e obișnuită. Însă cu timpul, cu cât practici mai mult, cu atât curățenia mentală, emoțională începe să fie mai frumoasă, mai eliberatoare. Pentru că au sosit timpuri mărețe de eliberare, iar spiritul se eliberează de aici și acum, de orice nu-i mai servește. La ce să car cu tine? La ce să car cu tine bagaje emoționale? La ce să car cu tine un trecut? La ce să car cu tine o gândire care nu-ți mai servește? Care te îmbătrânește, te ține prins în sclavia minții? Nu, nu, nu. Nu. Pacea nu este de dat și avem și în carte poezia aceasta. Pacea nu este de dat. Starea aceasta înaltă nu este de dat. Vibrația aceasta a spiritului și frumusețea ce se naște din conexiunea cu ea e divină, e magnifică, e eliberatoare și sunt momente foarte frumoase de ale acesta. Dacă în fiecare dimineață și în fiecare seară reușești să-ți aduci un gram de Duh Sfânt în inimă, un gram de pace, un gram de balsam de liniște în minte, începe să se întâmple altceva în ființă. Începe grația divină să curgă mai mult în inima ta, începe grația să curgă mai mult în sufletul tău și începe să se schimbe realitatea. Pentru că odată ce energia este nouă, mintea este nouă, inima este nouă, ființa este nouă, automat și
realitatea devine nouă. Și aceste timpuri, cum spuneam, sunt efectiv mărețe. Chiar și acum, în timp ce vorbesc, în timp ce mă ascultați, se întâmplă în corp ce? Restructurări, se întâmplă în minte purificări, în inimă la fel și așa mai departe. Iar corpul devine mai relaxat, pentru că, în sfârșit, accesează frecvențe frumoase din înalt. Dimineață, seară, Duh Sfânt, purificare, înălțare și, încă o dată, binecuvântare. Pentru că atunci când noi avem acces la această energie înaltă, reușim să binecuvântăm. Degeaba vorbim noi zilnic cuvinte frumoase dacă nu le simțim din Duhul Sfânt, dacă nu le simțim din ființă, dacă nu vin din înalt. Așa că odată ce accesăm acest strat frumos, aceste înălțimi înalte, divine, frumoase, atunci toată viața noastră începe să se transforme, toată viața noastră începe să capete o altă formă, mult mai frumoasă, mai aliniată, mai sincronizată cu ceea ce simțim. Momentul a venit și e de partea noastră. Cerul, pământul, totul ne așteaptă să ce? Să venim acasă. Și acasă, acasă e aici. Aici, în inima fiecăruia. Iar când accesăm inima noastră, vom putea să comunicăm cu ceilalți pe un limbaj al inimii, pe un limbaj al ființei. Va dispărea acel părerea mea există sau părerea mea este și va fi o minunată mirare, pentru că cu toții vom descoperi un singur limbaj, o singură frecvență înaltă și o comunicare divină, înaltă, aliniată. Dacă, amin. Cum spuneam în prima emisiune, am vorbit despre programarea neurolingvistică și dialogul intern. Atenția acum o punem și asupra vocii, mm-hmm. asupra felului în care formulăm cuvintele și cum anume le rostim, cu ce ritm, cu ce intensitate, la ce nivel. Niște aspecte legate de felul în care ne modulăm vocea, astfel încât să ne programăm mintea și corpul pentru această armonie, pentru această stare de echilibru. Cum ne inducem stări mentale și emoționale folosindu-ne de propria voce, cum învățăm să-i creștem nivelul, amplitudinea, starea pe care o inducem celui din fața noastră și nouă înșine, modulându-ne vocea. Despre această modulare te invit să ne dai mai multe detalii, cum putem lucra cu vocea noastră, astfel încât să-i creștem acest grad de binecuvântare, cum ai zis, astfel încât să ne creăm nouă stare de bine și apoi să inducem și celuilalt, nu să aruncăm din noi reziduuri de nervozitate, de iritabilitate, izbucniri emoționale foarte des în această perioadă de stres, de criză. Deci, cum anume să lucrăm astfel încât să cultivăm armonia în noi și apoi să o dăruim celorlalți în mod natural, curgând din noi, în afara noastră, în acest ciclu foarte frumos, în care, efectiv, e ca și cum am cultiva o grădină de flori frumoase, în loc să lăsăm burienile să crească în mintea noastră și pe lângă noi. Deci, cum modulăm vocea? Da. Păi, în primul rând, primul aspect al activării vocii sacre este să nu-ți judeci vocea care o ai acum. Pentru că vocea pe care o ai acum este vocea probabil a minții tale, a stresului, poate să fie vocea unor gânduri, unor sentimente care nu sunt ale tale. Sau chiar voci interiorizate, da. Vocea mamei, tatălui, educatorului, șefului, persoanele cu autoritate care și-au lăsat amprenta asupra noastră, care poate ne-au judecat, ne-au criticat și această voce interioară critică, judicativă,
care se reflectă atât în noi, în judecăți personale de valoare, care de fapt mm-hmm. sunt devalorizante și pe care apoi le reproducem în afară mm-hmm. și în loc să creăm un limbaj care să genereze apropiere, intimitate, hrănire sănătoasă, relațională, din potrivă duce la tensiune, la stres, mm-hmm. la disarmonie, conflicte și așa mai departe. Bun! Realitatea asta pe care Cristina a spus, o știm. O știm, da? Ce se nasc din aceste cuvinte sau aceste energii. Însă, primul lucru pe care poți să-l faci este asta vocea mea? Care este vocea mea? Care este vocea mea care îți vorbește din spațiul ființei? Pentru că mă uitam atent, mulți vorbim din programe, cum spunea și Cristina, vorbim din ce ni s-a pus acolo în minte și le luăm ca fiind ale noastre. Ei, ideea e că atunci când accesăm elementul fundamental, când accesăm acest spațiu al ființei, se schimbă și vocea. Începe vocea să aibă o profunzime și o cursivitate în a sa manifestare. Da? Cum apare cântecul? Cum apare cântecul? Când ne saltă inima de bucurie. Da? Deci când ai acel sentiment de bucurie, efectiv îți vine să cânti. Îți vine să te manifesti. N-ai cum să mai spui nimic atunci, nu mai contează nimic. Iar vibrația pe care tu o transmiți începe să ajungă și la ceilalți. Da? Deci primul lucru, spațiu din care transmit vocea, da? Îmi vine acum un acatistul Maicii Domnului, vine Fecioară Maică Maria. Ce se întâmplă practic în momentul în care stai foarte profund, cum stau călugării, cum stau preoți, stau în ființă? Începe acea mireasmă de Duh Sfânt să se manifeste prin voce, începe să se manifeste prin glas. Da? Și acum ca și un exemplu, deci când pronunțăm, dau un exemplu dacă îmi permiți. Fecioară Maică Maria, stăpână împărăteasă. Da? Deci doar las efectiv pe tine te ferici. Spațiul, cu cât este mai... Bine, acum ai doar un exemplu mic. Cu cât e spațiu mai profund, cu atât e Fecioară Maică Maria, stăpână împărăteasă. Deci, cu cât canalul central este mai deschis, cu atât spațiu și lumina se poate manifesta mai expandat. Cu cât spațiu este mai închis, cu atât vorbim din acel spațiu în care nu ne înțelege nimeni. Adică suntem și noi tot explicăm și nu se întâmplă nimic. Ei, cu cât mergem în spațiul ființei, cu atât ne aude acea persoană, pentru că vorbim din înălțimea sufletului. Iar cu cât stăm mai mult în înălțimea sufletului, cu atât devine deliciu glasul nostru. Deliciu fiecare cuvânt pe care îl spunem. Ei, atunci să vezi binecuvântare. Atunci să vezi acea forță a cuvântului, pentru că așa practic se întâmplă totul. Și să vedeți ce se întâmplă în momentul în care din acel spațiu vorbim unii către ceilalți. Ascultarea tăcerii gândurilor, care apoi din acest spațiu al tăcerii, atingând aceste profunzimi ale ființei, putem să venim cu o voce nouă, cu o gândire nouă, cu altă atitudine, cu altceva către noi care să ne hrănească la nivel de emoție, de suflet, și apoi această hrană să o oferim aproapelui nostru. Deci, un spațiu al armoniei interioare, care este acolo și poate l-am pierdut, poate am pierdut legătura și acum... Paul ne amintește cum anume să ne reconectăm cu noi la cel mai profund nivel și să retrezim această stare de grație, astfel încât să
realizăm efectul ăsta de binecuvântare, mm-hmm, și să luăm exemplu de la cei care fac asta prin prisma meseriei lor, dar și noi avem acces, nu e nevoie de un antrenament bazat pe ani de studii în facultate, ci pur și simplu niște momente de tăcere, de coborâre în inimă, în suflet, în care să învățăm să ne ascultăm, să ne ascultăm inima, să ne ascultăm conștiința și apoi să ne adresăm din acest spațiu. Mm-hmm. Să ne dorim, să ne punem intenția de a crea bine și armonie și echilibru în ființa noastră și în celălalt, prin vocea noastră, prin conectarea de la inimă la inimă și de la suflet la suflet. Mm-hmm. Ce alte instrumente le mai poți recomanda telespectatorilor noștri pentru a ajunge la această stare de bine, de armonie, de echilibru? Multe instrumente și multe activități le puteți și vedea pe pagina, pe contul de Facebook Paul Gheorghe sau pe Instagram Paul_Gheorghe5. Deci puteți acolo vedea exact anumite exemple, structuri în care, pe care să le faceți și acasă. Ai spus de tăcere, am spus de Dancing Chi, am spus de Duh Sfânt. Prezentul. Să folosim prezentul de partea noastră. Cum facem asta? Acum, spre exemplu, suntem aici. Auzim, ne auzim pe noi, auzim acea liniște ce izvorăște din ce am făcut mai devreme. O bună tehnică este efectiv în prezent să-ți conștientizezi corpul. Îmi simt picioarele? Bun. Îmi simt mâinile? Bun. Îmi simt inima? Bun. Unde simt că am o tensiune? În zona gâtului. Bun. Și să-mi aduc atenția în zona aceea și să las, deci unde simt că e puțin disconfort, să las, să-mi relaxez acea zonă și să las să plece. O altă tehnică foarte frumoasă este atunci când ai o stare. Când ai o stare, ești, nu știu, ești trist sau ești nervos, nu știu. Să stai în acea stare până când ea se dizolvă. Adică să o vezi undeva din afară. Să o vezi din exterior puțin. Și să vezi cum acea stare devine mică, din ce în ce mai mică, ca un nor care se dizolvă pe cer. Pentru că astea sunt emoțiile noastre, niște norișori pe inimioară. Da? Ei, când spiritul se activează puternic, ce fac norișorii? Se dizolvă. Marea majoritate a oamenilor se identifică cu norii și cu mintea și cu gândurile și de aici apare ce? Conflictul. Deci, din nou, tehnica vizualizării despre care am vorbit și data trecută, mm-hmm, revine, reamintim, mintea noastră nu face distinția între imaginile imaginate și cele trăite efectiv, mm-hmm, perceptiv, senzorial, și importanța de a trece de la nori, tensiune, întuneric, vânt și furtună, la lumina din noi, lumina din ființa noastră pe care o putem amplifica, învățăm să o cultivăm, învățăm să dăm norii mental la o parte, să ieșim din starea de stres, de anxietate, de agitație și să cultivăm starea de calm, de liniște, de ascultare interioară și plecând de aici să generăm apoi în exterior manifestări prin care și celor din jurul nostru să le oferim aceste stări de calm, de bine, de liniște, de pace, astfel încât să avem cu toții mai multă eficiență, să colaborăm frumos, să creăm sincronizare și sincronicități în viața noastră care să ne ducă către succes și împlinire.
Ce ne mai poți spune despre această ieșire din a trăi viața cumva ca spectator, ca victimă, ca om căruia îi se întâmplă lucruri, la starea de creator, la o stare de manifestare în care ne generăm viața dorită și nu o trăim pur și simplu ca cineva peste care vin lucrurile, ci persoane care fac ca lucrurile să se întâmple așa cum își doresc, așa cum vizualizează, așa cum își imaginează, așa cum sufletul lor dorește să le fie viața, de fapt. Mm-hmm. Deci, tehnica vizualizării și cultivarea vocii sacre, uh-huh, și mișcările acestea izvorâte din ființă, izvorâte din inima noastră, care se întâmplă cumva, uh-huh, de la sine, uh-huh, acest sine divin la care avem acces și cu cât mai mult învățăm să ne ascultăm, să ne interiorizăm, să fim în dialog cu noi înșine, putem apoi să generăm în afară această viață dezirabilă la care visăm, cultivându-ne imaginile mentale și stările emoționale, inclusiv prin modularea vocii, nu numai programele minții. Da. Păi în mare... Cum ne ajută mișcarea? Să ne spui un picut și despre dancing chi și tipurile de mișcări care susțin acest proces de... Da. În primul rând, din ce spațiu faci mișcare? Din ce ne mișcăm? Că ați văzut că ne mișcăm când suntem în stări de bucurie, da? Ne saltă acele jocuri populare, da? De bucurie. Sau ne mișcăm când suntem stresați. Da, ne mișcăm, nu avem loc. Deci, din ce spațiu facem mișcarea? Din ce spațiu faci mișcarea? Să-ți analizezi zilnic din ce spațiu faci mișcarea, din ce spațiu vorbești, din ce spațiu gândești, din ce spațiu simți. Și odată ce rămâi în acea conștiință a spațiului, îți vei da seama ce anume pleacă din spirit, ce anume pleacă din programe, din minte, ce anume pleacă din adevăr, ce anume pleacă din minciună, așa mai departe. Astfel că mișcările se vor naște în funcție de modul în care noi ne vom simți. După cum vedeți, și dansurile acum sunt o expresie a modului de conștiință. Hip-hop, tango, da? Adică sunt straturi și straturi, sunt frecvențe și frecvențe și manifestări și manifestări pe care le vedem peste tot în lume. Ei, dancing chi yoga folosește, de fapt, prin dancing chi yoga corpul folosește niște mișcări de înălțare. Vom face, dau și un exemplu, o structură de deschidere a inimii, puteți face și acasă, poți să faci și tu cu mine, Cristina, deci de aici, punem efectiv mâinile în zona pieptului, iar de aici, ca și intenție este, cu atenția în palme și în inimă, să deschidem spațiul inimii noastre și coborăm foarte ușor pe lângă corp. Exact. Încă o dată, deci repet, de aici inspirăm efectiv prin palme și prin această inimă și lăsăm foarte ușor energia să curgă prin întregul corp. Cu cât facem mai mult, cu atât se adună mai multă energie, așa că a treia devine mult mai puternică. Bine, inspirație profundă, iar intenție fie ca inima mea să se deschidă aici acum în numele înaltului. Și lăsăm efectiv grația să curgă prin palme și prin inimă. Foarte simplu, foarte frumos. Da? Cu cât intenționăm mai mult, cu atât se creează straturi și straturi de expandarea conștiinței și de expandarea spiritului. A fost un mic exemplu, dar cu siguranță, cu cât îl faci mai des, cu cât îl faci mai conștient,
cu atât el devine mai perceptibil și mai profund la nivel de simț în inima ta și în ființa ta. Câte puțin, în fiecare zi, câte puțin, în fiecare secundă și ușor, ușor, vechiul se dizolvă, iar nou începe să capete alte și alte nuanțe. Pentru că odată ce ne debarăsăm de vechi și avem atenția și focusul spre un nou, spre o noutate a spiritului, a ființei, atunci ce se întâmplă? Creștem. Creștem astăzi puțin, mâine puțin, creștem individual, creștem colectiv și uite că ușor, ușor începe să dispară așa zisa suferință. De ce? Pentru că nu o mai alimentăm. Când nu mai alimentăm suferința, apare bucuria, apare ființa, apare realitatea aceea în care este sărbătoare. Ce face Dancing Yoga? Te scoate din minte, nu din minți, din minte, și te aduce prin mișcare conștientă în spațiul balsamic de ființă, balsamic de spirit. Asta face. Iar de acolo tu poți singur să creezi structuri noi. De ce? Pentru că te bucuri. Și când te bucuri de propriul tău corp, începi să ai nuanțe ale mișcării, da? Începi să ai nuanțe, se mișcă și fizicul în funcție de vibrația pe care o ai. Cu cât ne înălțăm vibrația, cu atât ne elevăm și manifestarea fizică a trupului. Mm-hmm. Am primit câteva sfaturi valoroase de la Paul Gheorghe, instructor Dancing Chi și activare a vocii sacre și autor. Și autor a două cărți de poezie. Încheiem emisiunea cu una din poeziile sale, care să ne inspire și să ne asigure o stare de bine, de grație. Te invit să ne citești sau Da. Mulțumesc, Cristina. Da, acestea sunt cele două cărți. Se numește Călător Etern Student. Aici, prima carte, am să vorbesc foarte scurt. La fel, sunt niște momente de inspirație și de grație manifestate prin scris. Am permis Duhului Sfânt să se manifeste prin scris. De obicei îmi pun o intenție și la retreat-urile pe care le fac, mulți oameni își pun intenția și deschid cartea acolo unde au ei nevoie. Așa că doar o să deschid cartea la o poezie și o să citesc. Alege tu acum, din creator sau din călător? Una creator. Din creator? Ok. De creație și manifestare. Bun, deci lăsăm călătorul. O puteți găsi cartea și pe Facebook, Instagram, în librărie, adică puteți ajunge la ea foarte, foarte ușor. Creator etern student. Ok, bun. Vrei să deschizi tu sau deschid eu? Deschid eu, da? Bun. Bun. Poezia se numește Cine e cu tine? Cine e cu tine când toți din jur pleacă? Cine stă să asculte șoptindu-ți că o să treacă? Cine e cu tine când lumea se prăbușește? Când vibrația când scade, când crește? Cine te împuternicește? Cine e cu tine gata să țară în întâmpinare când tu, fără să știi, duci acele mizerii în spinare? Cine e cu tine și cine va mai fi? Hai să reîmprospătăm frecvența, de fapt esența, cu frecvențe vii. Cine e cu tine? Haideți să fim noi cu noi, alături de noi, susținându-ne în a trăi o viață cu sens, cu armonie, cu echilibru, cât mai plină de sănătate, vindecându-ne de aceste tipare destructive și cultivând... Da, și încă o chestie, mă scuzi că te întrerup, să încheiem cu o binecuvântare. Okay. Adică
dacă toți suntem în spațiu potrivit și dacă și voi sunteți în spațiu potrivit, vă invit să faceți același lucru, pentru că are o forță extraordinară. Dizolvă munți de teamă și frică această binecuvântare și această ființă înălțătoare, pentru că acum suntem în spirit, acum suntem în ființă, suntem în inimă, așa că binecuvântată fie inima ta, binecuvântată să rămână ființa ta și orice este nevoie în noi să se manifeste în cel mai armonios mod posibil. Cea mai frumoasă și autentică binecuvântare, una din cea mai simplă, să rămân ceea ce sunt în ceea ce este. Doamne, să rămân ceea ce sunt în ceea ce este. Adică cel adevărat în ceea ce este adevărat. Cele rele să se spele, iar cele bune să se adune. Și împreună cu Cristina, cele rele să se spele, bine, nu neapărat, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Împreună să le faceți cu voi înși vă din ființă, cu oameni apropiați, folosiți puterea binecuvântării și orice frică se dizolvă atunci când spiritul începe să vorbească, să răsară. Rămâi în spirit, rămâi în ființă și timpul a sosit. Trezirea și înălțarea. Îi mulțumim lui Paul Gheorghe pentru aceste cuvinte pline de inspirație și vă spunem la revedere la o nouă emisiune Sănătate și Vindecare.